Superliga Chindia, Hermannstadt, luni, ora 18:30, Digi Sport 1. Superliga UTA Arad, Oil, luni, ora 21:30, Digi Sport 1. Antrenorul FCSB, al cărui viitor în echipă este incert, a spus că jocul a fost mai bun decât în primele două meciuri din acest sezon. Video cu un rezumat rapid de potrivire, FCSB. Toni Petrea știe de ce a pierdut Rapid derby-ul FCSB. În același timp, Toni Petrea a plasat eșecul lui Giulești din cauza unei greșeli care a fost mai puțin atenție și personală, ceea ce a provocat două goluri rapide, al doilea să a oprit, Joy Schimdaua și Rachid Buhen au greșit. Cred că un meci echilibrat, spre deosebire de primele două meciuri, acest lucru este mai bine. Din păcate, am luat două goluri în două greșeli. În loc să curățăm mingea, am dat-o în mașină, am pierdut-o, apoi faza rămâne. Postul pare să fie o echipă cu experiență, strică bine jocul, este prea târziu. Cred că un meci echilibrat, spre deosebire de primele două meciuri, acest lucru este mai bine. Din păcate, am luat două goluri în două greșeli. În loc să curățăm mingea, am dat-o mașinii, am pierdut-o, apoi faza a rămas. Postul a fost văzut a fi o echipă cu experiență, a stricat bine jocul, a fost prea târziu, a spus Toni Petrea. Derby-ul Rapid FCSB în figură. Galerie foto. Etichetă Toni Petrea, Rapid FCSB. Urmăriți News Digi Sport, roșii pe Google News.